Informație de ultimă oră, România a fost condamnată la CEDO pentru că a încălcat dreptul la educație al unui deținut. Reclamantul urmează să primească despăgubiri. Cu mai multe informații vine chiar acum colega mea Ana Maria Bujor, senior editor Antena 3. Bună dimineața, Ana! Bună dimineața, Mihaela! Despre ce este vorba? Care e problema acestui deținut? Ce s-a întâmplat? Problema deținutului a fost aceea că a fost închis undeva în 2008 prima dată, a reușit să facă clasa a treia și clasa a patra în regim penitenciar, iar ulterior nu a mai reușit să fie înscris în clasa a 5-a pentru a urma ciclul gimnazial 5-8. Deținutul s-a plâns în fața CEDO de faptul că nu i-a fost garantat dreptul la educație. Cei de la penitenciar au invocat și ei de asemenea că nu puteau să cheme de fiecare dată câte un profesor pentru a-l instrui doar pe acest deținut, pentru că se pare că era vorba doar de el la Jilava și, drept urmare, i-au refuzat, iată, dreptul la educație. Așa că deținutul s-a plâns celor de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care admit că dreptul la educație nu este unul absolut, însă constată că autoritățile române nu s-au străduit suficient pentru a-l ajuta pe deținutul în cauză. Așa că, în acest context, Curtea Europeană a statuat faptul că argumentele invocate de guvern nu sunt convingătoare și, drept urmare, i-au acordat deținutului în cauză daune de 2000 de euro. Da, scuză-mă, Ana, spuneai că a făcut clasa 3 și a 4-a în penitenciar, dar cam câți ani avea deținutul acesta? Se da, știe? Avea 27 de ani, însă, Mihaela, așa cum știm cu toții, în penitenciare nu ajung totdeauna doar oamenii instruiți, oameni da, care corect. S-au bucurat de un liceu, de o educație, de măcar de ciclu gimnazial. Iată că acesta este și cazul deținutului nostru, dar care, iată, chiar vrea să învețe. Am înțeles. Păi, dacă tot avea timp, pentru ce fusese condamnat, se știe, Ana? În acest moment nu am acest... pentru furt. Pentru furt a fost condamnat. Am înțeles.